Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod. De data aceasta vom juca Orchestral Crash, deci hai să începem. O să deschidem aceste chesturi, nu sunt prea multe, deci 44 de bani. Deci banii ăsta nu mai folosim. Nu este de folos. Să vedem silver chestul. 28 de bani. Gastă wind bomb. Încă un silver chest. Siege balista. Am revenit, a intrat mama puțin, a vrut să vorbească cu mine. Ați văzut, a picat bomb și siege balista. Apropo, aici vedeți jesterul, da? L-am cumpărat de pe shop chiar astăzi. Jucam eu așa puțin și când... Bun, uitați, l-am cumpărat aici, am făcut banii la loc. Da, și hai să vă arăt ce face. Are 81 etec, viață 484, range 1000 și speed 4. Și are ea damage, adică dă în mai multe cărți de dată. Și el... când dă într-o carte sau mai multe, le împinge, știți? Le împinge așa, le dă și tot. Bam, bam. O să vedeți voi. Cum v-am promis, o să joc off-camera și o să trec chiar chestele 4. L-am trecut. Avem Nature Mode. Da, am jucat eu aici, cum se numea, 2 mana speed. Da, făceai mana de 2 ori mai repede. Nature Mode este un mod în care se regenerează viața, știți voi. Cred că vom lăsa de culoarea asta de Nature Mode. Da. Vom lăsa pe acesta, Battle. Avem pentru fiecare mod un deck. Și într-o lună o să avem o legendară. Să-mi spuneți în comentarii dacă vreți Showman sau Black Witch. Am uitat că acum am Jester. Am greșit enorm. Dar oricum simt că este meciul meu pentru că am început cu cele 3 cărți, cele 4 cărți cu care încep mereu atunci când câștig Pirate. Cam astea sunt. Dați, vedeți Jesterul. Nature Mode, te iubesc. Nu. Perfect. Băgăm un golem. Meciul este ca și cum nici nu l-am jucat. Este ca și câștigat. V-am spus că de fiecare dată când încep cu acele cărți câștig. Poate să bage la Fortify-uri de... Mamă, oare ajunge acel Reaper la turn? N-o cred. Yay, am câștigat din prima 300 gold. Flawless victory. Yay. Următoarea epică. Deci hai să ne uităm ce epice ne-ar cam trebui nou. Ne mai lipsesc. Pentru că noi de când am început... stați puțin. Noi de când am început jocul, am stat într-una să cresc arenele. Nu prea am deschis chesturi, așa că ne trebuie cărți, ne-au mai picat. Ne trebuie mage din training chestul, e mai mare râsul. Da, este foarte bună cartea. Mage, o epică. Black Knight, 2 epice. Metamorph, 4 epice. Metamorph nu l-aș folosi. Dacă aș avea celelalte epice, sigur le-aș folosi. Și din chestul 4 ne mai trebuie Unchained Demon. Hai să vă spun ce face Unchained Demon. Deci, el costă 3 mana.
dar nu este o idee bună să-l folosiți la începutul unui meci. Poate că dă foarte mult atac, adică 210 viața are, 1047 range mil și 5 speed, dar de ce zici să nu-l băgați înainte? Pentru că, vedeți, zice mana post punishment, adică când îl pui, el toate cărțile tale costă cu 3 mana mai mult. Când moare, e totul anulat. Și ne mai trebuie Spectre. Parcă v-am spus ceva, ce? Hai să vă mai spun încă o dată. Deci, el când îl pui, dă 65 atac, viață 484, range 1000, speed 5. Ce zice bonus atac per trup și bonus heal per trup? Păi, el, de la fiecare carte, dacă am, de exemplu, am băgat un Skull King și după aia un Spectre, el își ia 12 energie, adică de 12 ori 26 atac și de 12 ori 107, știți? Depinde cu câte cărți ai. Așa, ce v-am spus eu de legendare? Black Witch, dă 54 atac, viață 322, range 28, speed 4, dar parcă v-am mai spus într-un episod cu Mina, ea, dacă o bagi, toate trupele tale și celorlalți adversari, de pe rândul în care o bagi, le va transforma în scheleți. Dacă Black Witch moare în timp ce cărțile sunt în scheleți, cărțile vor reveni la normal. Este o carte defensivă. Și Showman-ul are 268 atac, 515 viață și 25 rage și speed 5. El se spawnează pe toate trei rândurile, numai că doar unul este adevărat. Celelalte două sunt clone. Ție ți arată care sunt clonele, dar adversarului îi arată că toate sunt la fel și trebuie să ghicească. Și de ce zic că într-o lună le vom avea? Aici vedeți Legendary Fragment, da? În fiecare săptămână, de când ești Arena 4 sau când joci la Game of the Day, o să-ți dea să joci pentru o parte dintr-o legendară. Tu poți să-ți alegi legendara. Normal că este doar din chestul 4 legendara, că altfel îți alegi din orice arenă, dar nu este așa. Depinde ce chestul ești. Așa, cred că v-am plictisit cu atâtea vorbit. Hai să dăm un battle în chestul 4. Cu gestul, yay! Uitați, gestă. E foarte bun de început gestorul. Ba, băgăm și noi așa. A băgat scheleții. Chiar a băgat scheleții. Uitați, vedeți gestorul lui în spate. Băgăm un golem. Ca să fie mai ocupată draedul ăla. Dar cărțile de level mic, rău de tot, rău de tot. E level 5. El ce cărți a frat, dar nu-i frate. Băgăm și un fortify. Meciul este ca și câștigat. Oare apucăm să băgăm Skull King? Nu cred. Cum să le punem pe toate într-o parte? Orice ar băga băiatul, este dus. Am câștigat! Pentru că a durat foarte puțin meciul ăsta, bineînțeles că mai băgăm unul. Apropo, să vă arăt, când am jucat off-camera, uitați câte trofee am făcut eu cel mai mult. 1196, vedeți? Și acum avem 1142. Am câștigat foarte multe meciuri. Să mai băgăm unul. Și m-a dat cu unul de level 8. Da, și avea cărți din chestul 7. 6, 7, cam așa. Acesta este level 4. Începem cu cărțile noastre. Suntem concentrați. Interesantă strategie. Dar nu-i merge. Folosește Horior. Râd și eu pentru că mi-am luat gesterul.
Gesterul în mod normal trebuie să-l ai dintr-un chestel foarte mic, adică să fim serioși. Cum v-am spus, meciul este ca și câștigat. Am spus chestia asta în meciul trecut. Și acest meci este ca și câștigat pentru că este și level mic, nu știe să joace. Da, și voi. De ce ai mai băgat sijbalista? De ce ai mai băgat cărți? Oh my God! Este mort tipul. Wow! Două victorii, una de după alta. Nu mai știu să vorbesc. În fine, păi cam asta a fost și cu acest episod. Noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!